Bine v-am găsit! În acest material vă propun un exercițiu de ordonare cronologică a momentelor unei activități. Elevii unei clase au avut de pregătit câte un proiect. Pe parcursul desfășurării activităților, fiecare a făcut fotografii pentru a povesti colegilor cum au lucrat. Ioana și-a ales proiectul Cum să plantezi flori. Ea a urmărit cum au crescut florile și a înregistrat observațiile într-un jurnal. A adus fotografiile la școală și le va folosi pentru a-și prezenta proiectul. Fotografiile s-au amestecat. O putem ajuta să le așeze? Privim cu atenție fotografiile și stabilim care e ordinea cronologică a activităților. Apoi așezăm imaginile respectând ordinea stabilită. Ce a făcut Ioana mai întâi? A stropit florile sau a adus pământ special pentru flori? Desigur, prima fotografie va fi cea în care Ioana aduce pământ special. Urmărim logica acțiunilor. A doua imagine este cea în care Ioana a pus semințe de flori. Apoi au dat stratul pentru ca semințele să încolțească. A avut grijă de flori când au apărut. Florile Ioanei au crescut. Ea e tare mândră de stratul său de flori. De aceea s-a și fotografiat lângă el. După ce a așezat fotografiile în ordine, Ioana și-a prezentat proiectul astfel. Proiectul desfășurat de mine se intitulează Cum să plantezi flori. Durata lui a fost de o lună. Mi-am ales acest proiect pentru că îmi plac activitățile de grădinărit. Am început prin a mă documenta despre cum cresc florile, ce condiții trebuie să fie îndeplinite. Am împrumutat de la bibliotecă două cărți despre acest subiect. Apoi am procurat materialele și uneltele necesare. Pământ special, o sapă, o greblă, o stropitoare și semințe. Am amenajat straturi pentru flori. Am plantat semințele, apoi am udat semințele. M-am uitat în fiecare zi la stratul meu cu flori. Dacă observam că pământul este uscat, udam plantele cu stropitoarea. Când au început să apară primele plântuțe, mi-am notat data în jurnal. Am notat în jurnal și alte aspecte ce mi s-au părut interesante. Cât de înalte au crescut plantele, de câte ori le-am udat, când au apărut primii boboci, cât a durat ca bobocii să se deschidă. Sunt foarte fericită că florile mele arată atât de frumos. De aceea v-am adus câteva fotografii. Pentru a prezenta un proiect puteți urmări acești pași. Menționarea titlului, precizarea duratei, evidențierea surselor de documentare, precizarea materialelor necesare, descrierea activităților, prezentarea produsului. Vă invit să faceți acest exercițiu de aranjare în ordine cronologică a activităților pentru colegul Ioanei, Viorel. Proiectul lui s-a intitulat Cum să speli un cățel. Viorel l-a spălat pe cățelul său Azor. Viorel a făcut fotografii întregului proces pentru a povesti despre activitatea sa la școală. Așezați fotografiile în ordinea în care au fost efectuate activitățile. Acest lucru îl va ajuta pe Viorel să prezinte colegilor, pas cu pas, cum și-a spălat cățelul. Ce credeți că a făcut mai întâi? A câta imagine este cea în care Viorel pune șampon? Fiecare imagine are o literă. Vă e de ajutor să notați care e ordinea lor. Opriți filmul și așezați imaginile în ordinea cronologică a desfășurării activităților, apoi porniți filmul și verificați-vă. Verificați așezarea în ordine cronologică. Imaginați-vă pe rând că sunteți Viorel. Vorbiți colegilor despre activitățile desfășurate urmând pașii pentru prezentarea unui proiect. Mult succes.